România a intrat în 2007 în Uniunea Europeană cu 3 milioane de tone de grâu, iar acum are 10 milioane de tone, al treilea an la rând. Anunțul a fost făcut public de ministrul Agriculturii. El susține că toate aceste rezultate din agricultură se datorează climei fermierilor și subvențiilor acordate la timp de autorități. Întrebat cum arată anul agricol 2019 comparativ cu anul trecut, șeful Meadere a susținut că este comparabil cu 2018, deși au fost pierderi în anumite zone, mai precis în partea extremă de răsărit a țării, unde seceta a adus mari prejudicii, dar și în partea de sud-vest a României. Sunt trei factori care ne-au ajutat pentru a obține recolte bune. Clima, fermierii care s-au dotat cu utilaje și cunosc cele mai bune tehnologii, iar multe dintre fermele de astăzi din România sunt cu mult superioare fermelor din țări cu agriculturi consacrate și subvențiile acordate la timp. Rețineți, banii de la Uniunea Europeană vin numai după ce guvernul României dă banii de la bugetul statului, aceste 9 miliarde de euro pe care i-am luat de la Uniune. Europeană, i-am dat în primul rând de la bugetul României și apoi i-am recuperat de la Uniune, a precizat Daia. Fermierul a continuat Daia, evident, este actorul principal. Este pentru prima dată în istoria României când avem trei ani agricol buni, pentru că un an agricol prost se vindecă în trei ani buni. Sublinierea aparține tot demnitarului de la Meadere.